Hai salutare din nou! După topul de voblere de clean, m-am gândit să-l fac și pe cel cu voblere de som. Și aici am tot așa 5 cu care am prins eu cel mai bine. Și încep de la locul 5 către locul 1. Locul 1 este cel care am prins cel mai bine. Și să începem. Nu sunt niște vomblere accesibile tuturor, nu sunt extraordinar de scumpe. Deci de-aia le și încadrez în top. Că poate sunt voblere la 100, 100 și ceva de lei care prind și ele pe aște, Dar pescuitul somnului e cam dificil cu vomblerele alea. Mergi și lași 3, 4 de alea într-o zi nu-ți mai arde de pescuit. Și să încep așa. Locul 5. Locul 5 e Salmo Hornet. Voblerul ăsta e de 6 cm și se scufundă până la 4 metri. Asta e bun pe apa adâncă să pescuim cu el. Apa trebuie să aibă minim, minim 2 metri ca să putem să-l pescuim și să avem și rezultate cu el. Așa. Bun voblerul, dar acum am văzut că s-a scumpit extraordinar. Eu le am mai de mult și le-am luat cu 30 de lei, acum cred că sunt de la vreo 50 și ceva de lei un. După aia, pe loc cu 4, un wobbler de la Yuzuri. Asta se numește Flash in Vibe. Un wobbler Rattling. Extraordinar de bun. A E bun și pe apă mică și pe apă mare, și jucat cu pompaje, și recuperat liniar. Dar cel mai indicat am prins cu el când îl lăsam să bată pe bolovan, să meargă singur și nu mă recuperam câte un pic. Știți, la sau trebuie să recuperez cât mai încet. Deci flash, flashing wipe de 65. O, e asta, Și am schimbat ancorele, am pus sinele despicate de 40 de kg și ancure numărul 4 3x strong, foarte puternice, nu le mai îndreaptă astea niciun pești. E deci, să știți, dacă vă comandați și vrei să schimbați și ancorele pe el, pe 65S, deci de 6 cm jumate bănuiesc, merg ancorele numărul, numărul, 4. Deci mai mari și, sau mai mici nu si au rostul pe el. Cu aia, locul 3. Locul 3, Rapala J13. Da, un wobbler de suprafață, tot așa. E, mi au adus cel mai bine rezultat, e lansat în amonte și recuperat foarte, foarte încet e, în aval. Pe asta am pus ancore numărul 1, tot așa, 3x strong. E, tot așa, ineale despicat undeva la 40 de kilograme ancore foarte, foarte puternice, nu, nu, nu o să mai ai treabă la niciun pești cu ele. Dar și când s-a gata acolo rămâne. E, și cel tot J13 de, de 9 cm. Asta e ușor, dar dacă ne chinuim un pic și nici nu e aerodinamic, putem face lansări cât de cât une. Pe asta am pus ancore de numărul 2. Hmm. Și tot așa, inele despicate de forță. de -aia vă spun numărul la ancuri, că poate vreți mult să-l recomandați și să schimbați și ancurile și... Uh, să știți cam ce ancuri vă trebuie să puneți pe el. Numărul 2 este extraordinar. După aia, pe locul 2, pentru mine, Dorado Alaska. Asta e de 6 cm. Pe asta am pus o ancoră numărul 2 pe burtă și un numărul 1 pe, pe coadă. Tot așa, inele despicate, tot schimbat. Vedeți că au foarte multe probleme cu barbetele, nu-s lipite bine. Deci vă recomand când le cumpărați, direct de star să le aplicați un, un strat de super glue sau de lip orice lipici folosiți. Că Na, uite, se și vede urme, de la gură, de la som pe ăsta. Și dinții, tot. Na, se vede că e, uite, un vobler folosit și prins pe Nu. Dacă nu lipiți barbeta asta, la primul pește o să se rupă, o să se ducă și nu-i mai, nu e mai folosibil. Un vobler ieftin, nu știu, cred că și ăsta s-a mai scumpit. Înainte erau vreo 33 de lei, ceva de genul și cel de, de 5. Pe ăsta am luat ancorele jos să nu ruginească. Vedeți și pe ăsta îi lipit. Am lipit că se rup barbetele foarte ușor. Cred că la ăsta e și ruptă bani. Și ăsta un vobler de sacrificiu, pris mult pe am pris și clean și tot, tot, felul de răpitor, și pavat orice. Am prins cu el. Extraordinar voblerul ăsta. Uh, merge până la 4-5 metri, recuperat în cel și liniar. Uh, Recomand în apă cât de cât adâncă să pescuiți. E bun pentru că nu se agață foarte repede care e barbeta asta mare și când dăm bolovani, dacă îi dați drumul la nylon de pe molinetă, dacă îl simțiți agățat și dați drumul, el cum e plutitor să ridică unul, doi și scapă, știți? Scapă uh, din agățătură. Iar campionul, Uh, numărul 1, Strike Pro Flapjack, asta cred că e de 6 cm jumate, da? Și pe asta am pus o ancoră de 4 pe burtă și una de 2 pe, pe coadă, tot așa inele schimbate. Și asta un wobbler extraordinar la toate speciile, inclusiv șalău, al mrean, somn, avat, orice merge. foarte bun și un wobbler încă ieftin și uh, pescuitul la somn se agață, la somn se foarte mult și uh, nu e un vobler extraordinar de scump. Dacă îl pierdem, nu ne zgâriem pe ochi. Așa, asta e de 6 jumate și asta e de 9. No, pe 9 am pus un numărul 1 pe spate, tot așa, ancore 3x de forță, în e schimbate. Asta e o ancoră mai, no, mai de slabă calitate, asta e de numărul 2 pe burtă. Tot așa un vobler de sacrificiu se vede că eu pescuiesc foarte mult lăsat pe fund să se tărească pe bolovan și nu mai mai un pic. Și atunci atacă, că e somnul de obicei stă după bolovani și așteaptă să ajungă în perimetrul lui prada, știi? Și numai se ridică și haț. <laughs> no. Pe asta recomand să-l folosiți de aici, agățat, din, nu din prima, de la cap din adau, care o bătaie mai puternică. Și nu merge chiar așa pe fund, dacă dați de aici. Dacă, mergi dacă dați din gaură asta, merge chiar pe fund, pe fund și are o bătaie mai moale, așa. Nu. Da, în rest e extraordinar. Păi, bine, construcția lui nu e de un wobbler de pești incredibil de mari, pentru că nu are sârmă prin tot interiorul corpului, doar lipite pe aici, prin plasticul ăsta, cumva împățât de miozmulț cu totul din el sau și de aici am eu smur și de aici și de aici am pățit să mi se smulg să rămân numai cu asta în agrafă deci ce să vă mai zic bă ăsta e sufletelul meu <laughs> Na. voi cu ce dați la somn? lăsați și voi în comentarii să poate mai schimbăm o părere un alta și vă doresc o zi bună și abia aștept să se deschidă pescuitul, să merge, să le dăm în gură la moște. Sănătate, nu mai bine.